Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara informează agenții economici cu privire la faptul că, începând cu data de 1 noiembrie 2021, documentele necesare acordării șomajului tehnic, în conformitate cu Ordonanța de Urgență numărul 111 din 2 octombrie 2021, pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 se vor transmite electronic pe adresa www.locuridemuncaharghita.ro, meniul servicii PISA. Documentele către AJFM Hunedoara pot fi transmise și prin e-mail, dar procesarea presupune timp suplimentar. Pentru șomajul tehnic vom lucra în continuare pe aplicația pe care o cunosc agenții noștri economici. Astăzi vom da un comunicat cu linkul corect unde se pot depune digital. Sigur că angajatorii pot să depună și pe mail, dar pentru a depune pe mail documentele de șomaj tehnic necesită să le scaneze, să le listeze și așa mai departe. Avem aplicația pe locuri de muncă harghita.ro, unde am depus anul trecut șomajul tehnic 41,5. Angajatorii din județul Hunedoara au deja cont, linkul acolo și contul creat. Este foarte simplu, acolo s-a creat o aplicație pentru șomajul tehnic, toată lumea va depune acolo documentele. Linkul dedicat pentru depunerea documentelor este cel afișat pe ecran, iar detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0755 999 912.